2010, a fost un aniversat foarte mare. Exact, un aniversat și ne bucurăm că, iată, a prins această vârstă frumoasă alături de noi. Și i-am aprins pe ei. Și vrem să ne mulțumim pentru tot ce a trecut atât pe această scenă, cât și la cinema. Cât și la cinema. Exact, cât și la cinema. În seara la toată lumea. Ceva vreau să vă spun că eu sunt îndrăgostit de această doamnă. Așa că o mărturisesc că ai începat cu toată luna. Da. Îl onorez, îl stimez foarte mult și țin foarte mult la Vlad Ivanov, care se dovedește un excepțional actor de film de teatru. Să-l fericit. Animator care are o scopă deosebită, i-am spus odată la o prezentare, avea emoții, nu știu ce am spus, ai nevoie să ai niciun fel de emoții, pentru că ai în tine tot ceea ce trebuie ca să fie o prezență care îi impune prin cuvânt și prin felul care arăți. Iar domnilor voastre vreau să vă spun că mă simt onorat că nu sunt acasă la mine. Acasă la mine sunt 55 de ani aici, pe această scenă. 55 de ani. Vă spuneam, trecerea mea în cinematografie a fost mai concretă ca spectator. De când eram copil, am fost îndrăgostit, ca toată lumea și ca toți copiii de film. Iar asta, ceea ce mi s-a întâmplat când am dat bacalaureat. Exact, l-a luat. Am luat, da. Cred că l-am luat, da. Cred că, nu știu, a fost o întâmplare fericită. O întâmplare fericită datorată lui Mungiu. Tot ieșan. La trei ani, când cumpărasem aici din centru un volum de Ion Barbu, era prima oară când reedita Ion Barbu după 8 ani de zile, și la frăstică Bungiu acasă la taică-su, sus pe Stradela Sărăriei, îl ținea prin genunchi pe actualul mare regizor și citeam după mergi. Probabil că pentru acea întâmplare, așa cum datorată lui Ion Barbu și datorată acestui poem minunat, m-a fi distribuit în asta. Nu de asta, cred. A fost sau n-a fost un accident, pentru mine a fost o experiență care m-a învățat foarte multe lucruri, m-a dezvățat de multe lucruri. Asta este bine. Ca să știi să te ștezi, vezi de ce nu trebuie să știi foarte mult. Și ce să vă spun? Vreau să vă spun că e foarte bine că la Iași se întâmplă lucruri care sunt pe măsura orașului. Acest festival de teatru, care de film, pardon. Acest festival de film care se datorează în special acestui domn și eforturilor sale și prezențelor pe care dânsul le-a adus aici la Iași, îl felicit pe Florin Chesei pentru că a luat titlul de cetățean de onoare al Iașului pentru multiplele sale oficii pe care le-a adus Iașului, a venit de atâtea ori cu 3 din noapte și încât trebuie că toată lumea a văzut 3 din noapte, știe cât de distrăim. Și m-am bucurat că l-a văzut pe Nichi Cristianu, până încă și el așteaptă la anul și de titlul de cetățean de onoare. Mă gândesc că poate domnul acesta, Nichita, chimarul nostru, să gândească că din actorii ăștia care sunt de
La 1840 au înființat primul teatru național în România, am fost aici la Iași. Așa, s-au gândit că poate merge și unul din aia de acolo să fie cetățean de onoare a Iași. Păi deja sunteți. Eu sunt cetățean de onoare. A, mă trebuie frumos. Păi da, contează mai mult decât tot. Dar dacă voi n-am să învăț alea când îmi duc. Rest, vă iubesc. Vă sărut. Vă doresc din urmă. E o ocazie minunată să-i mulțumesc domnului Cipotaru pentru o seară absolut magică pe care ne-a oferit-o lui Adrian Titieni și mie în timpul primărilor cu bacalaureat. A fost o seară magică pentru că ne-a recitat toate monologele din Chirița și ne-a cântat, iar noi am rămas uluiți timp de o oră și jumătate, două ore, cam așa. Mulțumesc mult! Este un actor minunat care a Festivalul de film românesc de la Iași, seriile filmului românesc, am primit anul acesta 10 ani de zile și am hotărât să-l sărbătorim pe societatul nostru drag, Petru Cipotaru, și am să văd chiar acum pe doamna Irina Margareta Nistor să ofere acest trofeu aniversar. Care e îngrozitor de greu, să știți. E greu, e greu. Recunoștință și apreciere și mulțumire pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi. Petru Cipotaru!